Mulțumim, Domnul, că suntem împreună în casa de rugăciune și în seara aceasta mi-am propus să vorbesc despre vindecările și lucrările pe care le-a făcut Domnul Iisus Hristos. Eu am o plăcere, o predilecție așa de a vorbi despre minunile Domnului. Personal am văzut multe lucrări pe care le-a făcut Dumnezeu prin puterea aceea de credință de care se vorbea mai înainte și am ales textul acesta și vreau să vă spun tuturor că Domnul mai vindecă, Domnul mai iartă, Domnul mai mântuiește, Domnul mai eliberează și că Domnul este aici. Slavă Domnului! Domnul Iisus Hristos spune cuvântul Domnului că umbla prin cetățile, prin satele din Iudeia și tămăduia pe cei bolnavi și vindeca orice neputință din popor. El făcea lucrul acesta din câteva motive. În primul rând spune cuvântul Domnului că Iisus în Matei, când a văzut noroadele, i s-a făcut milă de ele. Domnul Iisus Hristos, din compasiune pentru noroade, pentru cei bolnavi, îi vindeca pe cei bolnavi. Eu m-am rugat Domnului seara aceasta ca mila Lui să fie încă peste noi și să vindece pe toți care suferă. Domnul Iisus Hristos vindeca pentru că era Fiul lui Dumnezeu și a vrut să-și demonstreze într-un fel dumnezeirea Lui. De altfel, El spunea, eu nu fac decât ceea ce-L văd pe Tatăl meu făcând. Ori Dumnezeu, Jehova, în Israel, când se prezintă, Exod capitolul 15, versetul 26, partea finală, spune că eu sunt Domnul care vă vindec. Dumnezeul evreilor s-a prezentat la poporul său ca unul care vindecă. Și Domnul Iisus spune, și eu vindec. Domnul Iisus Hristos a vindecat ca să facă posibilă slujirea unora. În Matei, în capitolul 8, intră în casa lui Petru, vede acolo pe soacra lui prinsă de friguri și spune cuvântul Domnului că s-a atins de ea, a vindecat-o și în versetul 15, ea s-a sculat ca să le slujească. Mi-aduc aminte, am un prieten bun și un frate păstor, sau hai să-i spun numele, fratele Octavian, chemat de Dumnezeu în mod special să se roage pentru cei bolnavi și în lucrarea de descoperire și prorocie. Și odată m-am permis și l-am invitat să mergem undeva în misiune până la Arad. Ne-o chema frații de acolo la Betel și în alte biserici. Ei bine, de la Suceava până la Arad am crezut că nu mai ajung. Cred că de cel puțin 10 ore am oprit mașina că îi făcea rău. Când am ajuns am întrebat, frate, ai vreo lucrare? Ce lucrare să am? Că eu nu pot să stau în picioare. Și au venit acasă și au spus, nu mă mai chema nicăieri, nu mai merg nicăieri. Soția lui a mers la un grup de rugăciune și pentru o soră în vârstă, care nu știa nimic, vine o descoperire și spune așa, bărbatul tău spune că nu mai poate să meargă în lucrare pentru că e bolnav. Spune că l-am vindecat și nu o să-i mai fie rău niciodată. Sunt de atunci, nu știu, 10-15 ani, de când am umblat mult împreună și niciodată nu i s-a mai făcut rău. Eu aș vrea, dacă sunt aici în adunare oameni bolnavi care nu pot sluji pe Domnul pentru că îs bolnav și nu pot să își exercite darul și chemarea lor pentru că sunt atât de bolnavi în trup, eu doresc ca Domnul în seara asta să-i binecuvinteze și să-i vindece pe toți. Amin? Apoi spune 1 Ioan capitolul 3, versetul 8, partea finală. Fiul lui Dumnezeu s-a arătat ca să nimicească lucrările diavolului. Când boala îi dată de un duc de boală și se întâmplă adesea lucrul acesta și avem argumente din Scriptură, mergem, dacă vreți, în Cartea Faptelor Apostolilor, capitolul 10, când Petru intră în casa lui Corneliu, începe să predice. Versetul 37-38 spune, știți toată vorba care s-a făcut despre Iisus din Galileea, care umbla din loc în loc, făcea bine și vindeca pe cei apăsați de diavolul. În mod normal trebuie să spună vindeca pe cei bolnavi. Dar Petru la boală nu îi spune boală, la boală îi spune altfel. La boală el îi spune apăsarea diavolului. De cei care sunt bolnavi, poate fi o apăsare a diavolului. Mergem în Evanghelia după Luca, în capitolul 13, în versetul 16. Spunea Domnul Iisus așa în sinagogă, dar această femeie, care este o fiică a lui Avram
și pe care satana o ținea legată de 18 ani. Nu trebuia să fie deslegată în ziua de sabat? Cine o ținea legată? Satana. De ce este boala? Boala este o legătură a lui satana. Mergem în Iov, capitolul 2, versetul 7, și spune că diavolul a lovit pe Iov cu o bubărea, din creștet până în tâlp. De ce este boala? Boala este o lovitură a vrășmașului, este o legătură a vrășmașului, este o apăsare a vrășmașului, și vine Ioan și ne spune, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, s-a arătat ca să nimicească lucrările diavolului. Și aș dori ca aceia care diavolul s-au atins de trupul lor, în seara aceasta Domnul să le dea vindecare. Amin? Dragii mei, din multe lucrări, Domnul vindeca mulți bolnavi. Nu știm noi câți au vindecat. Și felurite boale au vindecat Domnul în norod și neputință. Aici, din aceste boli și neputințe, aș vrea și am ales pentru seara aceasta o anume boală și cum Domnul știe și cum Domnul poate vindeca boala aceasta. Spune cuvântul Domnului aici, i s-a dus vestea și el vindeca pe cei ce sufereau de felurite boale și chinuri, pe cei îndrăciți, pe cei lunatici și pe cei slăbănoci. Mi-ar fi plăcut, pentru că am multe întâmplări pe care le-am văzut, cum Domnul vindecă pe cei îndrăciți. Am participat la multe eliberări când prin porunca lui Dumnezeu oamenii au fost eliberați. Am fost în spitalul din Socola, vă spun numai, în spitalul din Socola, un spital de nebuni. Am intrat în salon, 48 de oameni stricați la minte. Era o presiune demonică acolo. Unul ne saluta, unul ne ignora, unul punea mâna pe noi. Un tânăr de vreo 17 ani, din familie de pocăiți, o familie bună, a consumat ceva plante din astea interzise. A început să consume droguri ușoare. Avea lumea lui, două luni de zile sta în casă, închis. Când părinții l-au dus la medic, l-au legat în cămașă de forță și drept la Socola l-au dus. Părinții l-au chemat acolo, eram cu frații ăștia doi și cu alți frați. Am intrat, am vrut să stăm de vorbă cu el. Nu aveai cu cine să vorbești. L-am întrebat una, l-am întrebat alta, nici un cuvânt. Și la unul frate Octavian spune, dar ce noi am venit aici, hai să facem o rugăciune. Ne-a rugat Domnul cu credință. A fost dat rostit o poruncă în numele Domnului. Tânărul ăsta imediat a început să vorbească, Dumnezeu l-a eliberat, i-a dat drumul o casă, a terminat studiile și vindecat și în ziua de azi. Pentru că Dumnezeul nostru încă vindecă, încă eliberează, încă iartă, încă mântuiește. Să facă așa în seara aceasta. Am ales în seara aceasta să vorbesc de cea de-a treia boală prezentată aici, și anume despre slăbănoci. Domnul a vindecat pe mulți slăbănoci. Eu niciodată nu m-am gândit la boala aceasta ca la fiind ceva foarte greu. Până când în adunarea noastră am avut vizita unui frate și atunci mi-am propus să vorbesc de aici. Că slăbănogirea asta, de fapt, ce este? Când vorbim de slăbănogi, Domnul vindeca mulți slăbănogi. Dar în Noul Testament apare descris mai cu lup de amănunte vindecarea trei slăbănogi. Eu am luat aceste trei texte, am oprit din fiecare câte două gânduri scurte, că mă uit la ceas, și primul cuvânt e din Matei, capitolul 8. Spune cuvântul Domnului aici, când Iisus a coborât, de când intra în Capernaum, s-a apropiat de el un sutaș care ruca și zicea, Doamne, versetul 6, robul meu zace în casă slăbănog și se chinuiește cumplit. Primul gând care l-am despre boala asta e chinuirea cumplită. Pe mine mă dur măselele. Și când te doare măseaua, nu-ți mai trebuie nimic. Știți, cei mai mulți știți cum e. Și durerea de măseaua e durere. Cineva spunea că rinichii te dor mai tare, alte boli mai tare. Eu întotdeauna m-am gândit că slăbănogirea asta, pe om nu-l doare nimic, are o neputință, stă în scaun cu rotile sau îl poartă părinții, dar nu-l doare așa de tare. Ei, și când am citit aici, vine sutașul și spune că robul meu se chinuiește cumplit. Și așa cum vă spuneam, în urmă cu câteva luni, un băiat de la noi din adunare, un frate,
fost sportiv de performanță, campion european, am înțeles că la culturism, o veni cândva la adunare, avea numai o soră pocăită. Și sora lui de corp o făcut nuntă și o veni cu toată familia nepocăită. Când a intrat mireasa și cu mirele și cu familia, el nu a intrat odată cu ei. El a rămas în urmă și când s-a închis ușa la adunărica asta a noastră care o avem, a venit el, a venit îmbrăcat într-un dres, adică un fel de maieu așa cu bretele, subțire ele, și avea un corp lucrat, campion. Și a intrat așa în adunare, etalându-și musculatura, așa, așa juca când a intrat. Bine o surprins adunarea, că și eu l-am întrebat, noi frate Emil, dar de ce a intrat așa? Păi eu așa intru pe arenă când intru. Dar în ziua aceea, în adunare la noi, a fost cineva mai tare decât campionul. A fost prezent Duhul Sfânt. Băiatul ăsta a căzut cu fața la pământ. A plâns până s-a gătat adunarea. S-a hotărât la pocăință. A primit botezul în apă. Domnul a botezat cu Duhul Sfânt. Și a început să predice Evanghelia. Și predică și în ziua de azi Evanghelia. După ce a început să predice Evanghelia, un frate are o vedenie, are o lucrare pentru el și spune, frate Emil, te-am văzut, mi te-a arătat Domnul îmbrăcat într-un halat alb, îngrijei o mulțime de bolnavi la paturile lor. Domnul te va face un mare evanghelist și mulți o să se întoarcă prin predica ta. Când o intra la noi în adunare acum, el ne-a spus lucrarea care a avut-o cu 20 și ceva de ani în urmă și spunea, fraților, revelația a fost de la Domnul, că orice lucrare are revelația, interpretarea și redarea. Nu vorbim despre darurile Duhului Sfânt acum. Dar revelația a fost bună. Oamenii lui Dumnezeu care au o revelație, o descoperire de la Domnul, să se roage să aibă și o interpretare corectă. Că dacă n-ai interpretare bună și o dai tu, ăla în cauză spune, nu-i de la Domnul. Lucrarea e de la Domnul, dar a greșit prorocul. Și el acum ne spunea, fraților, vedenia a fost de la Domnul, dar interpretarea ei a fost de la om și a fost greșită. N-am ajuns niciodată evanghelist, n-am ajuns niciodată să întoarcă mulțimi, dar Dumnezeu mi-a dăruit 7 copii, 2 fete sănătoase și 5 băieți paralizați care stau în scaun cu rotile. Când au intrat la noi în adunare, eu îl cunosc bine, am botezat, știu, din clipa când s-a pocăit, o împins așa unul după altul, unul după altul, scaune cu rotile și le-au pus acolo în față. Din cei 5, la vârsta de 19 ani, pe cel mai mare Domnul l-a luat acasă. Dar acum au mai venit cu 4. Și m-am dus și am dat mâna cu ei. Niște băieți simpatici, deși erau slăbiți în trup, dar cu trupul contorsionat, cu mâinile strâmbe, dădeau mâna cu mine. Frate Dragoș, noi toate predicele să le știm pe de rost. Nu puteau să miște nici mâna, nici piciorul. Și acum fratele nostru a început să predice, l-am pus la o binecuvântare de copii. Și rar am auzit așa predică cu har cum avea bărbatul ăsta. Fraților, lucrarea a fost de la Domnul. În fiecare noapte, de cel puțin 3 ori, îl iau pe fiecare copil și îl duc la toaletă. Îl duc pe unul, vin pe altul, de 3 ori, de cel puțin pe noapte. Apoi vin și îi întorc de pe o parte pe alta și toată noaptea eu stau între ei că-s copiii pe care mi-o dat Domnul. Și-au făcut așa o întrebare cumva acuzatoare. Dar voi, familii tinere, cărora Domnul vă da copii sănătoși, de ce cârtiți? De ce murmurați? De ce nu primiți copiii care vi-o da Domnul? De ce n-aveți dragoste de mamă și de tată? De ce n-aveți frică de Dumnezeu? Și adunarea plângea toată și plângeam și eu și el vorbea cu atâta bucurie. Frații mei, când a venit doctorul și eu băiatul ăla de 19 ani, m-a repezit să-l iau în brață și doctorul spune, domnul Hagel, copilul a murit, dați-i pace, parcă s-a rupt ceva în mine, era ceva de mine. Ei bine, și atunci mi-am dat seama ce înseamnă să fii slăbănuit, adică să fii neputincios. Știți cum se manifestă boala asta? Un cap mare, un cap bun, inteligență, logică, dar neputință în trup. Știu ce trebuie făcut, dar nu pot face, că nu mă ajută sistemul locomotor, muscular, nervos și celelalte. Eu știu ce e bine, dar nu pot face. Și citeam 1 Corinteni, capitolul 11, versetul 30, spunea Apostolul Pavel așa, din pricina aceasta sunt între voi neputincioși, bolnavi și nu puțin dorm. Eu cred că acea slăbănogire îi sinonimă, adică egală cu
neputința. Acum vine Pavel în 5 Tesaloniceni, capitolul cu versetul 23, și face el o împărțire și spune așa: și Dumnezeu păcii să vă sfințească El însăși pe deplin, și Duhul vostru, sufletul vostru și trupul vostru, să fie păzite întregi, fără prihană la venirea Domnului. Dar face Pavel o a doua împărțire mai ușoară pentru noi. Și în 2 Corinteni, capitolul 4, versetul 16, spune așa: dacă omul de afară se trece, omul din lăuntru se înnoiește din zi în zi. Deci noi suntem de fapt doi oameni. Omul de afară cu fizionomia lui, cu nevoile lui, și omul duhovnicesc, omul din lăuntru. Întrebarea mea este: dacă în afară slăbănogirea sau neputința se vede, că îi vedem pe cei care vin în scaune cu rotile la adunare, întrebarea mea este: oare aici în adunare sunt oameni slăbănogi în interiorul lor? Oameni neputincioși înăuntru lor? La unul din voi, omul din lăuntru poate să fie neputincios, adică slăbănog? Asta e o chinuire cumplită. Știți care e chinuirea? Că acest băieț nu a fost bolnav de naștere. El mai are un verișor drept stă lângă mine, care are un băiat de 20 de ani, care a alergat, care a zburdat, care a fugit, și căruia încet, încet i s-au atrofiat mușchii și au ajuns și vecinul ăsta al meu să stea în scaun cu rotire. Și îmi spunea fratele Emil, când s-a îmbolnăvit cel mare, l-am căutat la medici, la doctor: domnule, n-avem ce-i face, asta e o boală, nu are leac. Și când s-a îmbolnăvit al doilea, am văzut că lovitura e mare. Și când s-a îmbolnăvit al treilea, și când a venit al patrulea și al cincelea, spunea el: eu îmi pregăteam băieții. Ei alergau, ei se jucau și spuneam: dacă Domnul va îngădui să fii și voi bolnavi, dacă Domnul va lăsa boală și peste voi, să mulțumiți Domnul. Și înainte ca ei să fie bolnavi, și îmi spunea, venea câte unul, și când spunea, după ce alerga: tata, așa mă dor picioarele, știam, îl va lovi boala, îi cumpăram cărucior și îl puneam la rând. Știți care e neputința? Că băieții ăștia au fugit și nu mai pot. Băieții ăștia și-au jucat și nu se mai pot juca. Băieții ăștia au alergat și nu mai pot alerga. Ei știu cum e să fii sănătos, dar nu mai sunt sănătoși. Ei, cam așa văd eu și cu omul din lăuntru. Oameni care au fost plini de Duhul Sfânt, care au slujit în biserică, care l-au așteptat pe Domnul, care erau în stare să-ți dea viața pentru Domnul, care au alergat în câmpul Evangheliei, devin neputincioși, devin slăbănoci. Și mă rog Domnul în seara asta să vindece El pe toți slăbănoci, amin? Slăbănocirea asta e o boală cumplită. Să știi cum e pocăința, dar să nu o poți trăi. Să știi că a fi pocăit înseamnă a veni la adunare când hotărăți frață. Și vezi atâția neputincioși. Când mai vezi dumneavoastră seara adunare? Acum joi seara. Nu știu câți sunteți. A rămas surprins că vă lipsesc, n-aveți tineri. La noi, încă în România, adunările sunt pline de tineri. La repetițiile acolo le-am spus mai în glumă, mai în serios: veniți cu scaunul de acasă, că nu mai avem. Deci încă mai avem tineri. Dumneavoastră, iertați-vă, sunteți o adunare cu frați bătrâni, surori bătrâne. În vârstă, hai, iertați-vă, nu vă spălați pe mine, da? Ei bine, dar întreb joia cealaltă, seara, cât o fost adunare? Și care nu a venit joi seara la adunare, de ce nu a venit? Nu ridicați mâna. Dar răspundeți tu, ție însăși: nu cumva ai fost neputincios? Frate, de ce n-ai venit la adunare? N-am putut, frate, chiar n-am putut. Și eu știu, e slăbănoc. De ce n-ai putut veni? Neputință când să venim la adunare, neputință când să ne îmbrăcăm cuvincios, că pocăința are în sine doctrina simplității. Asta le-a pocăit. Să fii îmbrăcat cuvincios, să, din pricina îngerilor, să ai un semn al stăpânirii tale, să fii îmbrăcat cu trupul spălat cu apă curată, Evrei 10 cu 22, să fii smerită, să fii umilă, podoaba voastră să nu fie aceea de afară, care stă în purtare de scule, așa, ci în omul ascuns al inimii. Și când vezi că cineva nu poate veni cuvincioasă la adunare, nu poate veni simplă, nu poate veni smerită, nu poate veni umilă. Și eu mă întreb de ce, și răspunsul știu: e slăbănocirea la mijloc, e o neputință. Nu putem sluji în adunare. De ce n-ai fost la repetiții, la cor? Probabil aveți cor, nu știu. Nu v-am urmărit niciodată pe internet și e prima dată când predic aici.
Am mai fost dincolo în sală. Probabil că aveți cor și eu știu problemele care sunt la cor. Când spune dirijorul, păi dacă nu vin la repetiții, cu cine să cânt, frate Dragoș? Și oamenii ăștia sunt neputincioși. De ce nu veniți la stăruință? De ce nu veniți la studiu biblic? De ce nu puteți sluji în adunare? Și eu știu, frate, nu pot, acum am ceva, nu pot, nu mă pune. Și eu știu de ce. În semne de slăbănogire, în semne de neputință. Frați care știu că trebuie să trăiască în pace, dar nu se pot ierta unul pe altul. Eram odată în parcarea unei adunări și au venit doi predicatori și unul a întins mâna la celălalt și a spus, măi omule, am avut noi ce am avut, am îmbătrânit, ne-au crescut copiii mari, hai să ne iertăm, să mergem înainte. Și un al doilea care predică, da, de mâine, niciodată, niciodată. Și m-am mirat și i-am spus, du-te predică din Tatăl nostru. Deci eu știu că trebuie să vă iert acelora care mi-au greșit. Știu că trebuie să trăiesc în pace, dar am ceva tot timpul împotriva cuiva și niciodată nu-i pot ierta pe toți frață. Știți de ce? Semne de slăbănogire, de neputință. Adică știu cum trebuie, dar nu pot. Și oamenii ăștia, nu numai că-s chinuiți, dar mai chinuiești și pe alții. Eu când mă rog pentru bolnavi, întotdeauna mă rog, Doamne, ai milă de familiile în care sunt bolnavi. Că ăla bolnav, după ce că nu face nimica, e și foarte pretențios, e și foarte sensibil. Vrea să stai cu el, să-i povestești și tu nu ai timp că tu ești sănătos. Și bolnavul-i chinuit el și mai chinuiește și pe alții. Eu m-am întâlnit astfel, odată eram într-o adunare, musafir eram acolo și păstorul, probabil că nu era așa de organizat ca dumneavoastră, îi spunea la dirijor, cântăm o cântare în cor. Și dirijorul făcea, nu. Și păstorul îi spunea, avem musafiri. Dar eu am văzut, dar nu m-am băgat în vorba lor. Zic că avem musafiri, o cântare. Și el spune, n-am cu cine, n-am făcut repetiție. Și m-a întrebat un dirijor chinuit, cumplit. Un păstor chinuit, cumplit. Și să chinesc unul pe altul din cauza neputinței. Eu aș dori ca Domnul să ne vindece pe toți în seara asta, amin? Că neputința asta, slăbănogirea asta, e o chinuire cumplită. E primul gând. Al doilea gând. Vine Domnul Iisus și spune, bine, hai că merg ca să-L vindec. Și pe când mergeau spre casa amândoi, sutașul își face o socoteală în mintea lui. Și dintr-o dată se oprește și spune, Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu. Zi-mi mai un cuvânt și robul tău va fi temăduit. Că și eu sunt om sub stăpânire și am sub stăpânirea mea ostaș, îi zic unui altuia, du-te să se duce, altuia vino și vine și robul meu făcut are lucru și îl face. Noi luăm expresia asta ca un semn de adâncă smerenie, ca un semn de adâncă umilință. Dar eu am luat și reversul monedei. Da, dacă e așa. Sutașul ăsta era roman. Eu cred că în casa lui erau tot felul de dumnezei, tot felul de statui. Așa era felul, forma lor de închinare. Dar el asigura liniștea în Capernaum. El știa cum să închină evrei, fără chip, fără statui, fără înfățișări. Evreii aveau pe Jehova, Dumnezeu ăla, nevăzut. Și când și-o da seama că omul ăsta vine în casa lui și ce vede în casa lui, o spune, nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu. Al doilea gând legat din textul acesta îi de vrednicia casei noastre. Noi spunem, Doamne, vină la noi acasă, Doamne, te chemăm să vii cu noi. Dar dacă vine, avem noi cât de cât vrednicie să-L primim pe Domnul? Ce avem în casele noastre? Care sunt discuțiile care le purtăm? Crezi că dacă vine Domnul în casa ta, tu poți să-L mai vorbești din rău pe păstor? Ți-ai mai permite lucrul ăsta? Dar dacă Domnul nu-i prezent, nu-L vedem, bârfim, clevetim, nu? Dacă Domnul ar fi permanent în casa ta, îi întrebi pe frați, tot așa cu urechile roșii ați fi și iritați și ați striga la neveste, dacă ar fi un musafir de față cu voi, tot așa ați face? Sau ar fi mai pocăiți? Nu? Dacă Domnul ar fi în casa mea tot cu telecomanda în mâna asta, sau asta cu Biblia în mână? Dacă Domnul ar fi în casa mea, știți, eu sunt musafir de multă vreme, și știu să fiu musafir. În viața mea încă n-am tras în nicio familie un sertar. Să văd, aici dormi, aici baia, mulțumesc. Ai nevoie de ceva? Uite, ai o sticlă cu apă. În viața mea încă n-am tras în nicio casă un sertar. Să văd ce are omul ăsta în sertar. Că asta înseamnă să fii musafir cu bun simț, până la urmă. Dar dacă Domnul e curios când vine la tine în casă, dacă Domnul nu stă la tine în camera de bună, în living acolo, și mai intră pe unde n-ai vrea tu să intri, atunci
care-i vrednicia casă tale? Al doilea gând din textul acesta e legat de vrednicia casă noastră. Eu întotdeauna recomand și spuneam, dacă acum ia unui frate de aici din biserică, ia spune fratele păstor, vreau să merg cu dumitale până acasă. Oare cum e acasă? Deja ne gândim, eu stau lângă adunare și de ani de zile am primit foarte mulți musafiri. Pe unii pe care i-am așteptat și pe unii nu i-am așteptat. De unii care m-am bucurat și de unii nu m-am bucurat. Și 3-4 dormeau și veneau cu cerutul, dar n-avem ce face. Dar când mă uit în adunare și am musafiri așa neanunțați, ai venit de la Phoenix, unul din America, ai venit la noi la adunare, păi ăsta trebuie să-l iau eu. Și îi spun la un copil, fugi înainte acasă, îi strânge de prin casă, spune la mamica că avem musafiri. Că nu întotdeauna când ieșim cu copiii mulți, mai rămâne o părere de papuci, mai rămâne un șlap, mai rămâne un ciorap, așa. Și eu întotdeauna l-am spus, atunci când mergem împreună cu gazda, întotdeauna lăsați gazda să intre înăuntru. Chiar dacă spune, hai frate, intră, hai, nu, hai te rog, intră mă tare. Și apoi să vezi gazda cum tot are ceva de, încă de aranjat până vine musafirul. Eu aveam o poveste frumoasă, fratele Florea, să-l obăscu de la margine, ne spunea, eram noi tineri, nu erau telefoane, nu erau SMS-uri din astea, spunea, măi, când mergeți la o fată, ne spunea el, bateți la ușă și scuturați-vă picioare, dar bine, bine, nu intrați așa buluc în casă. Și că eu odată m-am dus cu un prieten de-al meu la o casă, erau vreo 4 fete, și am bătut la ușă și o ieșit o fată, hai intrați. Și noi tot ne-am scuturat, dar eu mă uitam pe geam, uite așa ca săgețile umblau prin casă. Una întindea pat, una strângea de prin masă. Și tot noi ne scuturam și prietenul meu și că a intrat. Și eu l-am prins de glug la suman, cum era, și că mai scuturi. Bă, dar m-am scuturat destul, mai scuturi de un pic. Și până s-o gătat, e de scuturat bine, în casă era lună. Ei, asta, când musafirul știe că trebuie să stea mult în prag, să strângi tu. Dar dacă ar veni odată un frate din comitet și ar intra înaintea ta în casă, cum ar găsi băieții tăi? Ce ar face? Ăia care nu au fost la adunare. Ce activitate ar avea ea? Fetele tale care nu au venit joi seara la adunare. Dacă aș merge eu acum la voi, oare cum le-aș găsi? Care-i vrednicia casă noastră? Eu cred că în casa sutașului acestuia erau dumnezei străini. Erau tot felul de iduri, tot felul de statui și el s-a văzut nevrednic. Nu cumva avem și noi dumnezei străini în casele noastre? Nu cumva ne pierdem timpul în mod nejudicios? Nu cumva dialogul dintre noi nu-i de oameni pocăiți? Nu cumva vorbele noastre îl necinstesc pe Dumnezeu? Nu cumva nu avem o vrednicie în casa noastră? Îl rugăm pe Domnul să ne vindice în seara asta, amin? Frații mei, timpul trece, mergem la al doilea caz descris în Marcu, în capitolul 2. Știți întâmplarea când 4 oameni au adus pe un slăbănog la Domnul să-l vindece, pe o pătură, pe un pat, nu știu. Și de aici am ales la fel 2 gânduri. Primul gând spune aici în versetul 4, Marcu 2 cu 4, fiindcă nu puteau să ajungă până la el din pricina norodului. Vă felicit că ați venit la adunare. Vă felicit când stați lângă Domnul. Când dați buzna într-un fel ca să fiți cât mai aproape de Domnul. Norodul ăsta sta lângă Domnul, aveau motivații diferite, dar chiar motivația cea bună de a asculta Evanghelia nu le justifică comportamentul. Pe când ei ascultau Evanghelia, au venit 4 oameni care purtau un pat cu un slăbănog. Și eu cred că au strigat, pardon, dați-ne voie, s-au împins și nimeni nu le-a făcut loc. Norodul care l-a ascultat pe Domnul, cei din preajma Domnului erau o piedică pentru alții care ar fi vrut să vină la Domnul. Îi primul meu gând, nu cumva eu, pocăit de 54 de ani, să fiu o piedică pentru vecinul meu, pentru colegul meu de serviciu. Să vrea careva, să vrea un bolnav, să vrea un păcătos, să vrea un nemântuit să ajungă la Domnul și eu să fiu o piedică din pricina mea să nu poată veni. La noi în sat o vecină năcăjită de altfel o venit de câteva ori la adunare și după aia nu a mai venit. Am întâlnit un câmp câs agricultor și am spus lui Eli Silvia, te-am văzut de câteva ori la adunare și nu ai mai venit, ce nu ți-a plăcut la noi? Măi, tot mi-a plăcut și vreau să mă pocăiesc și-s hotărât la pocăință, dar am venit de câteva ori și iartă-mă că ți-o spun. Eu sunt femeie năcăjită. Când am văzut cum sunt femeile voastre îmbrăcate și cât de elegante,
Mi-am spus că am să mă duc, am să mai lucrez, am să-mi cumpăr și eu o pereche de haine mai bune și am să vin la adunare. O venit la adunare, femeia, o lua botezul, e pocăită, dar m-a durut piedica asta. Adică venim la adunare ca să etalăm nu știu ce bună stare care o avem noi, nu cât de elegante. Poate nu era așa, poate i s-a părut la femeia noastră, dar dacă e așa, gândul care l-am din Marcu 2, primul gând, nu cumva noi să fim o piedică pentru alții care vor să vină la mântuire, ci întotdeauna trebuie să fim un exemplu. Amin? Dacă te întreabă cineva cum arată un om pocăit, să spui, uite, așa ca mine arată un om pocăit. Dacă te întreabă pe tine cum e o femeie pocăită, să spui tare, hotărâtă, uite, așa trebuie să fie o femeie pocăită. Uite, așa îmbrăcată, uite, așa să vorbească, uite, așa să fie supusă bărbatului, uite, așa să-ți crească copiii, uite, așa să nu vorbească mai mult, așa. Întotdeauna oamenii lui Dumnezeu au fost un exemplu. Spune în Fapte 28, în călătoria aceea pe mare, când Pavel s-a ridicat, ofrând pâinea, de 14 zile oamenii ăștia n-au mâncat nimic, n-au dormit deloc, n-au văzut nici soare, nici lună, nici stele. Erau trântiți pe fundul corăbie, nebărberiți, cu ochii roșii, așteptând moartea. Și vine Pavel, ia o pâine și spune că o mulțumim lui Dumnezeu și când s-a uitat la Pavel, toți s-au îmbărbătat. Tu trebuie să îmbărbătezi pe alții care sunt. Trebuie să fii un exemplu. În Fapte capitolul 3, Petru și Ioan la Poarta Frumoasă îi spuneau un lucru: uită-te la noi. Așa trebuie să-i spui și tu întotdeauna: uită-te la noi. Mi-aduc aminte odată, eram eu, toată viața am fost mecanic locomotivă, 34 de ani de servici, m-a ajutat Domnul de câteva luni, am ieșit la pensie. Și vorbeam cu un coleg, lasă-mă bă, și cu pocăință, ăla așa, ăla așa. Băi, oprește. Vorbim de mine și de tine, am lucrat 34 de ani împreună. N-am băut niciodată, n-am fumat niciodată, n-am curbit niciodată. Nu am înjurat niciodată, nu m-ai văzut bârfi niciodată. Spune-mi dacă e altfel. Am dormit într-o cameră, am mâncat într-o farfurie. N-am furat motorină de un lev niciodată. Și el, oprește, oprește, stop, hop. Nu vorbim, persoanele de față se exclud. Vorbim de alții, nu vorbim de alții. Eu vorbesc de mine și de tine, nu că sunt un sfânt. Dar m-am ferit de lucrurile acestea. A făcut dumitare, n-am nimic. Poți să ai tăria să spui tuturora, uite, așa-i pocăința, cum o trăiesc eu, Dumnezeu să ne ajute. Al doilea gând legat din textul acesta e de perseverența, de credința de care se vorbea acelor patru. Când l-au văzut Iisus credința, care din noi își cheltuie, își consumă, își dăruiește timpul unui bolnav? Când ai fost ultima dată la un bolnav? Când l-ai vizitat ultima dată? Când l-ai îmbărbătat ultima dată? Când i-ai dat un telefon să pui, soră, fii tare, și eu am fost ca tine și Dumnezeu m-a vindecat. Avem așa o viteză, trăim în secolul viteze. Trăim sub teroarea ceasului care stă acolo atârnat pe perete. Și nu ne mai încadrăm în timp și nu ne mai încadrăm. Tot alergați, alergați din urmă. Dar bolnavi cine îi vizitează? Dar ăia patru unde sunt, care renunță la lucrul lor, renunță la confortul lor, renunță poate la familia lor și se ocupă de bolnavul acesta. Care e bolnavul pentru care tu te rogi în fiecare zi? Ai pe lista ta de rugăciune un bolnav pe care să-l aduci în fiecare zi, pentru care din când în când să iei o zi de post. Dragii mei, în seara aceasta, dacă am venit la adunare, voi care ascultați Evanghelia, aveți de făcut două lucruri. Ori îl chemați pe Hristos să vii la slăbănog, ori îl luați pe slăbănog și îl duceți la Hristos. Alegeți, dar faceți ceva în seara asta. Dumnezeu să ne ajute, dragii mei. Spuneam că al doilea gând e legat de perseverența aceasta. La noi o fată a fost îngăduită de Domnul cu o boală psihică. Și o altă, multe surori au îngrijit de ea. Multe surori mergeau la ea zilnic, dar dintre toate s-a remarcat o soră ce o termina facultatea cu 10, în vremea lui Ceaușescu ajunsese director la o întreprindere cu 20.000 de oameni, Dumnezeu era cu ea și aproape nu se putea fără ea, acum are niște birouri de contabilitate și contabile angajate. Și eu vedeam că trece des de la bolnavă și îi spun la soția mea, uite sora asta, și spune, da, ea în fiecare zi merge 2 ore la bolnavă, o îngrijește, stă cu ea, îi citește din Scriptură. De săptămâni la rând
închide firma, trimite angajați acasă, nu știu cum face, dar nu este zi ca să nu stea două ore cu bolnava asta. Ei, Domnul pe bolnavă a chemat-o acasă, dar de atunci mă uit la sora asta care trăiește în adunarea noastră ca la o sfântă. Că noi nu avem timp 5 minute. Noi pândim ceasul și în serile de adunare că trebuie să plecăm și închei predica și plecăm. Dar care-i bolnavul de care te ocupi tu? Neputinciosul care îl duci tu înaintea lui Dumnezeu, pentru care te rogi tu, pentru care postești tu, căruia îi dăruiești tu din banul tău ca să-l ajuți în neputința lui. Dumnezeu să ne dea pocăință, amin. Mergem la al treilea slăbănog, îl găsim în Ioan, în capitolul 5, și titlul aici spunea așa: vindecarea slăbănogului de 38 de ani. Două gânduri am de aici. Unu, e întrebarea Mântuitorului. Întâlnește slăbănogul ăsta și Domnul întreabă: vrei tu să te faci sănătos? Ei, ăsta e gândul meu care l-am pentru dumneavoastră. Voi care n-ați venit joia trecută la adunare, și care întârziați și veniți și lipsiți de la adunare, dar spuneți-mi în mod serios, dar chiar ați vrut să veniți? Odată mă întâlnesc cu un frate și îi spun: frate Gheorghiță, de 3 ori m-am pornit la dumitale și niciodată n-am ajuns. Și el îmi spune: dar cel mai aproape de mine până unde e jos? Și mă întreabă, eu n-am mai știut ce să-i spun. Mă întreabă, dar ai ieșit din ograda ta, din curte ai ieșit? Am spus, nu, niciodată. A, te-ai gândit să vii la mine, nu te-ai pornit niciodată. Că dacă te porneai, poate te ajuta Dumnezeu. Care din voi s-a pornit joia trecută la adunare și nu a ajuns? Spuneți-mi, ce vi s-a întâmplat? Că ați ieșit de acasă, îmbrăcați cuvincios, ca pentru casa Domnului și n-ați mai ajuns aici. Spuneți, ce vi s-a întâmplat? Care din voi nu intră în stăruință după Duhul Sfânt, și, dar vrea să intre, dar nu a intrat? Care vrea să slujească și nu poate sluji? Întrebarea mea este: chiar vrei să te vindece Domnul din neputința asta? Chiar vrei să te ajute Domnul să vii la adunare? Chiar vrei să te ajute Domnul să te îmbraci cuvincios? Chiar vrei să te ajute Domnul să vii la repetiții, cor, fanfară, ce mai vezi dumneavoastră? Dar spune în drept, chiar vrei? Sau spune, mă, n-am putut, frate dragul, n-am, eu nu pot. Ei, dar vrei? Dacă vrei, Domnul te poate ajuta. Aș dori în seara asta să ne rugăm Domnul să ne dea puterea asta, adică să ne dea și voința asta. Că Domnul întreabă pe el la slăbănog: măi omule, dar tu vrei să te faci sănătos? Și întrebarea mea să vă întreb de 10 ori la rând: dar voi vreți să vă vindece Domnul de neputință? În omul din lăuntru, de boala aia, de slăbănogirea aia, chiar vreți să vă vindece Domnul seara asta? Dumnezeu să ne dea voința aceasta, amin? Al doilea gând e legat de răspuns. Doamne, n-am pe nimeni. Știi dumneavoastră, Domnul, aceștia au venit care n-au pe nimeni. Sunt mulți din dumneavoastră neînțeleși. Poate nici bărbatul în casă nu te înțelege, poate nici nevasta, poate nici copiii, poate nici părințe. Odată mi-aduc aminte, cineva se ruga în altă limbă și altcineva care avea darul tâlmăcirii a spus: știi ce se roagă omul ăsta? Duhul Sfânt din el se ruga: Doamne, vindecă trupul meu, că sunt atât de bolnav și nimeni nu mă crede. Și când se ridică de pe genunchi, prorocul îi spune: măi omule, când tu vorbeai în altă limbă, știi ce te-ai rugat? Duhul Sfânt din tine mijlocea înaintea lui Dumnezeu și spunea: vindecă-mă, Doamne, cât bolnav și nimeni nu mă crede. Și el spune: frate, nu pot lucra. Am fost la doctor, am făcut analizele și mi-au spus că-s bolnav de boala lene, să mă duc la lucru și eu nu pot să umblu pe picioare. Vreau să vă spun că în seara aceea Dumnezeu l-a vindecat, că Duhul Sfânt din el o mijlocit înaintea Tatălui. Poate nu ne înțelege cineva, nici în adunare, din familie. Poate ești aici străin, în mijlocul unei mari mulțimi. Atunci vreau să vă spun că Dumnezeu la aceștia a venit. Și Dumnezeu vrea să se ocupe de tine în seara asta. Dumnezeu vrea să te vindece de boala ta, să ne vindece Domnul pe toți, amin? Frații mei, la primul caz am numit o credință asta, că s-a vorbit de credință, am definit o credință asta, o credință disciplinată. Credință de soldat, domnule, eu am făcut armată. În armată stai numai drept și spui: am înțeles să trăiesc, nu comentez. Ei, sutașul ăsta a avut o credință disciplinată. Îi spunea Mântuitorule: Doamne, nu sunt vrenic, spune un cuvânt. Că uite, așa e cu ordinea în armată. Și spunea mai înainte: nu lungeți vorba. Și Domnul s-a mirat de credința lui și a spus: nici în Israel n-am găsit așa o credință. O credință disciplinată.
o credință ordonată. Asta să ne dea Domnul nou. Amin? Când m-am dus la Marcu, am vrut să-i pun un nume și la credința asta și n-am găsit. Și i-am spus credință indisciplinată. Dacă prima e disciplinată, a doua e indisciplinată. Adică te sui pe casă la om și îi spargi acoperișul, păi ce rânduială e asta, nu? Ce rânduială e asta? Eu spuneam întotdeauna, nu știu dacă e un moft al meu, dar mie îmi place când predic să fiu ascultat. Și nu numai mie, toți predicatorii vor asta, e visul predicatorului. Nu-mi place să-l văd căscând, nu-i place să-l văd șoșotind între ei, nu-i place când predic deodată, cât un frate se uită așa la ceas în fața mea. Așa se uită, asta nu-mi place când o văd. Nu, dar toți ar vrea așa. Și nu-mi place să fiu deranjat. Am un prieten care recita poezii și îmi spunea, frate Dragoș, dacă în moment ce recite o poezie se ridică doi odată, să ies afară, am uitat poezia, gata. Deci, în mod normal, trebuie să captivăm publicul. Când au gătat studenții din Iași facultatea, care urmau să lucreze în învățământ, a venit Andrei Pleșu, ministrul culturii de atunci, și le-a ținut un discurs. Și le-a spus așa, dragi studenți, de astăzi înainte sunteți profesori, așa să predați lecțiile ca Mântuitorul Iisus Hristos. Astea au fost vorbele lui. Știut el că el știe foarte bine Biblia și toate exemplele lui sunt în Scriptură. Și le spunea la studenți, gândiți-vă voi că într-o gloată mare, într-o mulțime mare, o gloată flămândă dusă de trei zile, care era în pericol să leșine pe drum, în mulțimea asta mare era un băiet la care mamă s-a pus pâine în traistă. Și băietul ăsta așa a ascultat Evanghelia că a uitat să bage, să rupă un colț de pâine. Așa a fost de captivat el. Și noi ne aducem copiii la adunare și le luăm macaroane și le luăm tractorașe și le luăm carioci și se supără omul de ordine pe noi că nu poți să stai atenți trei ceasuri la adunare. Și spunea ministrul culturii, cum a predicat Hristos că băiatul ăsta flămând a uitat să mănânce care? Așa trebuie să vorbiți și voi. Ei, așa mi-ar place și mie, dar nu-i totdeauna așa. Și spuneam eu, odată eram într-o adunare în diaspora și când predicam Evanghelia, frații au fost cu mine amândoi. Un băiat de vreo 4 ani, 5 ani, s-a pus în fața amvonului și dat de-a dura, cum îi spuneam noi. Încolo, încoace, adunarea la cine crede că se uita? Eu voiam să se uite la mine, când o predic Evanghelia, eram la punctul 2 din predică, dar adunarea toată se uita acolo. Măi, și m-a deranjat. Când am văzut eu că nu-l ia nimeni, am întrebat, zic, copilul ăsta n-are o bunică aici ca să-l ia, că mamă să văd că nu-i. Ei, s-a ridicat un om nervos, a venit, a luat copilul, l-a pus pe bancă, pe prima bancă, și s-au așezat acolo, amândoi. L-a pus pe bancă amândoi, când s-a pus tatuță pe bancă, copilul sare jos, vine în fața amvonului și se dă de-a dura. Tatuță nu numai ia, că el și-a făcut datoria, gata. Și îl lăsam până am zis frază, hai, uitați-vă la mine, nu vă mai uitați la el. Ei, că doar mi-ați plătit bilete la avion pentru mine, nu pentru el. Motivam eu adunarea. Dar copilul se ridică, se duce la perete, era, și trage de un cablu. Dar trage așa de tare. Măi, când văd, eu zic, era adunare cu chirie, adică se rupă ceva pe aici, mă duc la el, îl las predica, mă duc după el și mă duc într-o țară din Europa cu legi europene. Și eu și păstor, și musafir. Și mă gândeam, Doamne, dă-mi înțelepciune. Și mă duc la el și îl mângâi pe cap. Zic, hai, du-te la tăticu, du-te la tăticu. Cu asta îl mângâiam și ca el altă, ca Ioan. L-am prins de perciune și când ne-am tras odată, a rămas cu părul la mână. O luat copilul, s-o duc la tatusul și până nu s-o eliberat adunarea, nu o coborâ jos de acolo. Și am spus, măi, deci se poate și așa. Se poate și așa. Ei, dar e câte un deranj în adunare când vine un frate, o prorocie, o cântare. Domne, corul face 7 repetiții să cânte o cântare și când cântă corul cântarea aceea, noi vorbim prin bancă, un băiat cade jos și nu-mi place. Ei, mă uitam că Domnul predica Evanghelia și se aude bocănind pe casă. E drept, în Israel nu erau casele ca la voi, dar acoperișul era destul de tare ca să țină 5 oameni. 5 oameni erau și Domnul predica și se dă la o parte și aude bocănii și la urmă coboară patul. Și asta e credință disciplinată? Asta seamnă mai degrabă ca Matei 11:12. Din zilele lui Ioan Botezătorul și până acum, împărăția lui Dumnezeu să ia cu navala. Măi, n-am putut pe ușă, nu nimic, încerc pe geam.
Nu pun ispigeanul nimic, strica acoperișul, dar eu tot ajung la Hristos. Să ne dea Domnul credința asta, să ne dea Domnul perseverența asta. Amin? Când am ajuns la al treilea caz, am numit eu o credință mai bună. O credință mai bună. Omul ăsta, slăbănogul ăsta, credea. Credea în balta aia. Credea în apa aceea. Credea într-un înger. Credea în tulburare. Credea în vindecare. Credința lui era axată pe tulburarea apei. Și la un moment dat se oprește lângă el un străin, un tinerel, și îi spune, ridică spatul și umblă. Și dintr-o dată renunță la credința aceea și crede în Fiul lui Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul. Să ne dea Domnul și nouă o credință mai bună, o credință mai mare. În seara asta să fim mai plini de credință decât joia trecută. Și viitoarea joie să fim mai plini de credință ca în seara asta. Amin? Am vorbit de vindecarea slăbănogilor. Dacă v-ați regăsit într-un domeniu, dacă cineva e chinuit că știe cum e pocăința, dar nu o poate trăi, să rugăm pe Domnul să ne vindece. Dacă cineva știe că nu-i vrednică casa lui și familia lui, hai să ne facem rânduială în casele noastre. Dacă cineva până acum a fost delăsător și nu i-a păsat de nevoia altuia, hai să dăm nevală la Hristos cu bolnavii noștri, cu nepocăiții noștri, cu nepocăiții din casele noastre, cu copiii noștri care nu vin la adunare. Să stăm înaintea lui Hristos. Dacă nu putem din pricina fraților, dacă nu putem intra pe ușă, atunci spargem acoperișul. Dar vreau în seara asta să ajung la Hristos. Dumnezeu să ne ajute. Și din al treilea caz vă întreb încă o dată, chiar vreți să vă vindece Domnul? Chiar vreți să vă corectați? Chiar vreți să vă pocăiți? Dacă da, Dumnezeu să ne ajute. Amin.